Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta. Cu Ana Maria Gheorghe. Ce faci, Ana? A, uite bine aici, am venit și eu la halatul tău roz. Mulțumesc frumos! Îți place? Îmi place de mor și îmi place și ciocolata caldă, pentru că asta beau deci acum. N-am mai făcut ciocolată caldă, cred că de când eram în liceu. Nu știu, am lăsat aragazul pornind, nu. Și, da, mă bucur că a ieșit. Mi-a fost greu să o aleg, că nu sunt atât de multe opțiuni, cel puțin unde am fost. Mă, sincer, este felul în care mă distrez eu când ies în oraș și mă întreabă oamenii, băi, tu ce bei? Și eu spun foarte încet, așa cu o voce tremurând, ce ciocolată caldă? Ce? Un vin? Ce ciocolată caldă? Da, deci imaginezi ce te-ai gândit când am spus ciocolată caldă și regen cu lapte, cu apă, cum ne va să... Da, pentru că nu mai știam cum se face. Eu înainte o făceam cu apă, nu știu dacă asta e varianta corectă. Bine, aici mi-am făcut un ceai, dacă vrei pot să-ți fac și un ceai. Mi-am făcut un ceai negru, că am zis că... Să-mi dau un pic de hype dimineața. Băi, eu natural sunt plină de energie și pozitivă și negativă, adică anxietate și hiperactivitate, deci dacă mai dai și cafea și ceai negru, cred că nu mai vorbesc în podcastul ăsta. A, da? Da. Hai că tot am început chestia asta, ziceai de alcool. Da. Cum e după 8 luni de zile fără alcool? Te întreb pentru că și eu mă gândeam să renunț la alcool de tot. Am mai băut, ca să nu fiu ultra ipocrită, pentru că e foarte greu să renunț de tot la alcool. Spre exemplu, am băut de ziua lui taică-meu. Am băut de Crăciun, dar nu gen să mă fac muci, cum făceam înainte că... Ce înseamnă am băut? O bere, un par de vin? Limita acum este așa. Două pahare de vin și o bere și este la revedere. A făcut și o rimă. A, la revedere în sensul că ți-ai luat somn? Mi-a luat somn sau simt nevoia să mănânc și după aia să plec acasă să mă culc. Da, altfel nu mai bei unde? La evenimente? Oriunde ies, chiar dacă ies, nu știu, ies la un date sau ies... cu un client pe freelance sau oriunde eveniment, prefer să beau apă. Îți dai seama că la date-uri vor să zică toți, a, e pocăită. Băi, sincer, prefer să creadă că sunt pocăită decât să creadă alte lucruri. Adică e foarte ciudat când, mai ales că eu sunt singură de, nu știu, de ceva timp, more or less, așa, e discutabil puțin, pentru că a fost o chestie on and off pe care am avut-o și nu era suntem de timp. O generație, mai. Enough, exact, suntem o generație cu aceste treburi, nu vrem să definim absolut nimic, știi? Și încerc să ies și să testez cumva oamenii prin a fi ultra hipsteriță, gen. Și îmi ia ciocolată caldă, el își ia vin, se uită 7.000 la gen. Găsești ciocolată caldă peste tot? Peste tot, deși uneori e budincă, îți dă o budincă într-o cană. Și eu acum când am luat era și o variantă budincă și am, bă, a zis ciocolată caldă, n-ai zis budincă, ce fac, mă pierd? Deci îți dă budincă, imaginezi la ești la date, dar nu cunoști persoana respectivă. El vorbește și tu crezi că bei ceva lichid, dar e de fapt solid și când atinge buzele nu poți să-l sorbi, știi? Și după aia gen o pui la buze, nu poți să-l sorbi și el vorbește și tu ești foarte retardată în cap. Ce căcat se întâmplă, ok, să o pun la loc. Și am nevoie de o linguriță. Da, și el spune, nu-ți place? Dacă vrei, luăm altceva. Dacă vrei, luăm un vin, dacă vrei să fii normală. Exact, like a normal person, da. Dar simți ceva, schimbări fizice? Tot citeam editoriale despre oamenii care au renunțat la alcool și spun că se simt mai bine, se simt mai sănătoși, se trezesc mai bine, mai matinali, dorm mai bine. Eu am făcut super multe schimbări, de nu am nici carne de un an. Ca spuneai și de fumat. Nici nu mai fumez. Dorm și foarte bine, mă duc și la sală de 5 ori pe săptămână, deci le fac pe toate cum trebuie și am și o alimentație strictă în care am două zile pe lună și sunt super cheat days. Eu am bapicior, mănânc burger, de toate, știi? Okay. Dar toate schimbările astea, pe mine cel puțin care am, mă rog, nu aș vrea să mă definez prin chestia asta, dar de când sunt mică am anxietate, o stare de anxietate generală sporită față de un om normal. Gen, eu 90% din lucrurile pe care le fac sunt din frică. E, de când am început să fiu mai healthy, gândesc mai clar, mă trezesc ok, nu mai îmi fac atât de multe griji, nu mai merge creierul 90% din timp, știi? Și nu mai dau burnout. Și tot regimul pe care îl ai acum, cu toate că n-aș vrea să-i spun regim, că pare că e ceva forțat când de fapt e un lucru mega sănătos, vine pe fondul conștientizării tale sau terapeutul ți-a recomandat să faci chestia asta? Sincer, vine din mai multe locuri. Am avut ultimul an, ți-am zis și mai devreme, am avut 2019, a fost un an în care am trăit și am făcut cele mai nașpa lucruri din lume și nu știu, deci la orice poți să te gândești tu negativ s-a întâmplat și cumva mi-am dat seama ce fel de om sunt și ce fel de om aș vrea să fiu.
Ce se întâmplă cu partea de sănătate este că, da, ok, mi-a zis și terapeutul, băi, ok, alcoolul știi foarte bine că cauzează anxietate. Cum spunea și tipul de ieri, e o travă oricum. Exact, e o travă. Și plus că și oamenii cu care te înconjori și felul în care vorbești cu ei, dacă bârfești, dacă zici chestii nașpa, dacă te apucă dramele să te bagi în ele. Și chestia asta afectează anxietatea, mai ales că ție ți-e frică în bază de oameni din jur. Da, dai seama, pe baza traumelor din copil, etc. Și bun. Am ascultat de terapeut, am zis ok, poate și asta e. Apoi am fost la antrenor și i-am zis și lui, băi, eu am anxietate și oare mă ajută să-mi schimb mâncarea, să-mi schimb, să fac sport mai mult? Și el mi-a spus ceva super interesant, alcool și carbohidrații, cel puțin ăia buni, ăia răi, pardon, gen, nu știu, fast food, cartofi prăjeală, whatever, paste, îți dau anxietate pur și simplu. Da, e ceva științific la da, mijloc? Da, e științific. Cel puțin așa mi-a spus mie antrenorul. Și... bine, oricum, ideea de a-ți recomanda să nu mai mănânci fast food e sănătoasă. Da. Și am, pe lângă chestia asta, eu aveam o imagine de sine foarte scăzută. Cred că venea și pe fondul anxietății. Venea și pe fondul ăsta, doar că eu am fost super grăsuță în copilărie, gen, nu știu, aveam 50 de kg în clasa 1 și acum 53, deci imaginează-ți, era complet așa. Și am crescut bagiocorită de toți copiii și... mă rog, am avut perioade de oscilări de greutate, știi cum are Riana, azi e slabă, mâine e grasă. E așa am fost eu toată viața, știi, și asta pentru că... Da, ai mai revenit vreodată la o greutate mai mare? Eu te știu cumva de vreo 6-7 ani și n-ai fost niciodată mai grasă. Am avut perioade și perioade, gen poate am avut cu 5, 6, 7, 8 kg mai mult decât acum. Dar nu să zicem cum eram înainte. Dar n-ai fost niciodată raportul ăla, nu te-ai întors niciodată la nu m-am mai întors, dar ce s-a întâmplat a fost că, nu știu, tot timpul voiam să slăbesc. Deci aveam obsesia asta în cap. Trebuie să slăbesc, trebuie să fiu slabă, trebuie să slăbesc. Și de când fac și sală și mănânc și înțeleg ce cantități de mâncare trebuie să mănânc, nici nu mă mai interesează să mă cântăresc sau să mă agit cu absolut nimic. Înainte mă cântăream de 7 ori pe săptămână să văd, aoleu, am mai slăbit, că n-am cum să am 1,65 și să am 55 de kg, e prea mult. Și o tâmpenie, pentru că așa, na, așa crești. Dar presiunea asta pe tine venea strict din mediu? Adică spuneai tu că asta făceau copii în glume. Vine din mai multe locuri, sincer. Vine din copilărie că, na, fiind grasa clasei, cum s-ar spune, e clar că ăsta era singurul lucru de care se lua toată lumea. Adică spuneam... A, și în familie era... Și am crescut, am făcut un mod de performanță la un moment dat și antrenoarea era cea mai grasă între toți copiii și m-a super, a avut un bullying din ăla. A, și ea? First hand, da, și ea, până când am slăbit. Și până când am slăbit și la școală și după aia toți copiii s-au schimbat radical față de mine. Și ce am învățat eu din asta? Ce crezi? A, de dacă sunt slabă, îmi place toată lumea, atunci să mă înfometez tot timpul. Și de când fac chestia asta, eu nu mă mai înfometez, nu mai pasă ce mănânc, pentru că știu exact ce pot să mănânc. Pot să mănânc extrem de mult sau pot să mănânc extrem de puțin, contează ce mănânci anume, știi? Dar de unde crezi că vine, care ar putea fi explicația ta pentru faptul că oamenii tind să râde de persoanele supraponderale? Mereu mi-am pus întrebarea asta pentru că la stand-up glumele despre grași prind foarte bine. Și am stat și m-am gândit, o teorie în capul meu era că, știi, probabil că în trecut, până să zicem acum 100 de ani, bărbații plinuți erau apreciați, femeile plinuțe, pentru că n-a trebuit să aibă carne pe ele. Da. Era și vorba aia la musulman, dacă nu mă înșel, să umple patul. Și am să fie cumva, așa, era și un status social, dacă erai mai gras, arătai că ai mai mulți bani, ești mai potent financiar. Și fac să fie cumva asta o răzbunare a săracilor în epoca noastră, să râzi de persoanele grase cumva ca să răzbuni sărăcia strămoșilor tăi slabi, că altfel nu-mi explic de ce ai râde de o persoană grasă. Păi, ideea e că acum mie mi se pare, în general, că fie că ești, se râde de extreme, nu neapărat, că dacă ești prea slab, nu te scot din scobitoare. Da, dar e mult mai... Adică am fost foarte slab. Bine, în continuare ești sunt. Ești în continuare, da, slab. Dar în școală, na, era George care e slab, știi? Și mai erau și alți colegi și da, cum spui, scobitoare, Auschwitz, nu mai știu adică ce alt... erau porecle, da. Dar la graș e cumva, cum să zic... Dar la graș e aproape și e violență, știi? Că te duci și dai exact în ei, adică... Le iei mâncarea, că sunt grași și nu trebuie să mănânce. Băi, nu știu, e o răutate foarte nasoală față de copii, dar în mare cred că e mai degrabă față de... Că e diferit, că nu arată ca tine, că tu ești cu obișnuit copil care să arate pe undeva pe unde ești tu. Și dacă vezi unul triplu cât tine, nu știu, poate ți-e frică de el și te gândești să bully him înainte să o ia iar. Ca la animale, frica de necunoscut. Da, poate și asta este, știi, cumva the alpha thing, să încerci tu să-l domini, până înainte să încerci el, fiind dublu cât tine. Dar eu eram cea mai
tăcută și autistă și pașnică, tocilară, jur. Veneam la școală, în timpul pauzelor citeam, mâncam sandwich-ul de la mami, pe care unor mi-l luau alții și nu aveam niciun stres, nu eram absolut în niciun fel rea cu nimeni. Pur și simplu eram, nu știu, mă afectau foarte tare, da, toate chestiile pe care mi le spuneau și lor le plăcea chestia asta, știi că atunci când ești mic și asta se întâmplă și acum pe internet, adică vezi cazul cu Lorena, ea se supără că oamenii fac chestii nașpa, așa că ei în continuare se iau de ea. E, așa eram pentru și că eu. Îi trigăruiești dacă... Pentru că nu-ți asumi, eu puteam să zic, da frate, sunt grasă și ce? Și numai, nu s-ar mai fi luat de mine, dar tu ești supărat pe chestia asta. Tu, în primul rând, pentru că spuneam și eu la un moment dat într-un articol, toată chestia e că tu, în primul rând, arăți că nu te iubești pe tine. Se vede pe tine că ești inconfortabil, că ești gras, adică poate ți-e rușine să vorbești, ești mai timid. Nu ești, sunt, I'm fat and fabulous, look at me, știi, nu-ți asumi. Că sunt și genul ăla de oameni, dacă cunoști. Da, dar știu că sunt și vedete care promovează exact. Fat pride, ceva de genul ăsta. Da, doar că e doar o diferență de atitudine. Eu fiindcă am fost mereu sensibilă și abia recent am învățat că ok, ce spun ceilalți nu mă afectează atâta timp cât nu cred și eu chestia asta despre mine. Pentru că și eu credeam că sunt grasă, că nu o să mă iubească nimeni, că sunt urâtă, că sunt proastă, că sunt whatever, știi? Și crezi în chestia asta și dacă vine cineva și îmi dă o confirmare, tot ce crede despre mine și zice, da frate, ești grasă, urâtă și proastă. Păi și eu și mă gândesc, așa este, mai bine mor, știi? Și mai ales când ești copil, pentru că ai atâtea emoții pe care nu știi cum să le controlezi, nu știi ce simți, ești gen, sunt trist, sunt vesel, sunt, habar n-am. Adică cred că asta e mai degrabă. Că dacă ți-asumai și veneau și ce faci bă grasul? Și așa ce bine bă, boule, uite, fac bine. Tu ce faci, nu? Dă și da, de dezarmai. Dacă te făceai așa un pic spre ei, făceau pe ei, că îți dai seama. Dar eu eram gen, de ce spui așa? Că eu sunt nu făcut nimic, știi? Și a, gata, pradă ușoară, hai să o terminăm toți, știi? Și cam, cred că regulile astea, eu mereu mă gândesc când primesc hate, se aplică exact pe internet, frate. Deci, cum spuneam, păi, oricum, se mare... aplică. E ca la școală, deci nu este ca în realitate. Că eu dacă zic în realitate, bă, ești prea slab. Și tu zici, sincer, am arderile mai puternice, nu știu ce se întâmplă. Sau dacă îmi zice mie cineva, bă, adică mie îmi plac picioarele tale, sunt cam groase. Și eu zic, asta e, frate, e conformația. Dacă bine zici, că nu stai tu pe ele. Exact, adică înseamnă că sunt mai aproape, mai bine sprijinită în pământ, știi? Și pe net, dacă scrie unul, mamă, frate, ai picioarele butuci. Și tu ești gen, mersi. Atunci nu le atinge. Dar dacă zici, ba, maică ta, nu știu ce, a, păi mai vin 7 oameni după ăla, care zic ceva. Mie îmi place că și la podcast și la speaker mai sunt oameni care mă înjură, dar e foarte distractiv pentru că apoi intervin alții care și se înjură între ei. Sunt două tabere, da. Da, da, da. Și cumva stau relaxat, îi privesc din afară și zic, na, priviți, umanitatea. Jignindu-se în eterul internetului, ce drăguț, ce frumos. Dar legat de anxietate, vreau să te întreb de mai mult timp chestia asta, pentru că știu că ești o fană a tatuajelor. Da. Crezi că are vreo legătură? Să-ți faci tatuaje cu anxietatea sau cu un anumit mindset. Voi, zic eu, sincer, nu sunt ipocrit, că și eu am tatuaj, dar știu că de la un anumit număr încolo, oamenii, cel puțin psihologii, își puneau probleme, își puneau subiecte de discuție. La un moment dat, ce înseamnă când îți faci mai multe tatuaje? Ce exprimă asta? Și de-aia te întrebam dacă ți-ai pus vreodată întrebarea dacă e vreo legătură între anxietate și a-ți face mai multe tatuaje. Eu vorbeam recent cu terapeuta mea despre chestia asta, că m-a întrebat ea care e povestea tatuajelor și mi-am explicat, voia era curioasă, ea fiind totally normcore, adică din aia care din asta n-ar face tatuaj pe ea în viață, ei nu înțelege. Și am început să explic, eu am crescut cu cultura alternativă, am fost mega metalistă o perioadă lungă și acum ascult, am fost în câteva trupe de rock, adică cumva... Și acum ai o trupă, nu? Da, dar momentan am niște probleme cu vocea și nu pot să cânt. Okay. Ajungem și în subiect, păi da, dar, da. Normal, așa. Dar ce mi-a spus ea, ce și-a dat seama, este că crescând cumva, având o copilărie puțin mai rece, fără afecțiune și așa, felul în care mă simțeam eu bine, de la un anumit punct încolo, și o să-ți spun imediat că eu de ziua mea îmi fac tatuaj tot timpul, ca să mă simt bine. Mă e cadou pe care ți-l faci tu, nu? Exact, mă făcea să mă simt bine, că era ceva frumos și mai frumos decât viața pe care o trăiam. În sensul că, băi, uite ce culori frumoase am pe mine, nu-i viața chiar așa oribilă. Și cam asta a fost explicația ei pentru de ce îmi fac tatuaje și că vreau să marchez toate lucrurile pe care le-am trăit ca să-mi impresia că n-am trăit degeaba cumva. Asta mi-a spus ea, probabil adevărat, eu nu asta să mă gândesc care e sursa, ci pur și simplu primul meu tatuaj a fost la 15 ani.
pe care l-am primit cadou de la maică mea, a zis, îți faci unul și atât. Și am spus, dar am făcut ce am vrut eu într-un final. Deci la cât ai ajuns? Bă, nu știu, 40. Nici cu să le mai număr, că unele fac parte dintr-un sleeve, altele nu. A, la un moment dat ele vor fi o poveste singulară? Da, la singulară. Un moment dat o să fie povestea vieții mele pe mine, știi? Doar că, na, nu trebuie să o explic nimănui că eu știu ce am trăit. Absolut, absolut. Noi eram doar curios dacă vezi vreo legătură între anxietate și tatuaje. Nu cred că e o legătură. Eu am avut prima oară când am făcut un atac de panic, aveam 13 ani. Și la mine a fost cumva anxietate combinată cu, nu știu, un fel de convulsii și lucruri de genul ăsta. Am fost aproape să mor pentru că nu mai trăisem în viața mea așa ceva. Știu că m-am dus, eram la Pitești, bunicii mei din Pitești și am băut, cum beau toți copii, 15 litri de cola, nu știu câți am băut exact. Că stai la calculator. A, te referi la cola. Da, a, că când ai spus că am băut cum beau copiii și mă gândeam că ai avut 13 ani și eram, nu știu cum beau copiii la 13 ani. Coniac. A, da, știi cum suntem noi, ne ia valul. Ok, deci ai băut cola, apropo am de cola. Dar era așa o chestie pe care o beam toți copiii, deci era ceva în genul ăsta la calculator, tot și pe calculator bei cola. Și era 4 dimineața și m-am ridicat de la calculator și zic să mă culc. Și atunci m-a luat tremurat și am văzut negru și apoi am văzut iar bine și apoi se întâmpla chestia asta cam o oră. S-a întâmplat. Am chemat-o pe bunica mea, am zis că mor. Și de ochiată. După aia au început episoadele, doar că la mine eu m-am speriat foarte tare și pur și simplu am crezut că așa trebuie, că o să mor. Așa că n-am mai mâncat, n-am mai dormit, n-am mai făcut nimic și într-un final am slăbit foarte mult, făcusem 35 de kg și eram tot la fel de înaltă, că eu n-am mai crescut de atunci. Și ai mei au luat niște pastile ca să mă îngrașe pentru anorexie și așa și după aia s-au vindecat pentru o perioadă atacurile de panică care au revenit, nu știu, 2 ani după asta. Și de atunci nu s-au mai oprit niciodată. Nu știu care a fost, aici chiar încerc să mă gândesc, care a fost sursa. Aparent este genetic pentru că iau un pachet genetic ciudat în familie cu boli psihice, cu chestii de genul. Ok. Deci, na. Am tot citit despre chestia asta și încă nu reușesc să-mi dau seama că e ceva ereditar sau nu. Sunt 11.000 de studii, 11.000 de opinii care spun cum că unele boli sau unele probleme psihice ar fi transmisibile din părinți la copii sau nu. Că e o chestie care ține și de mediu. E foarte greu să-mi dau seama exact. Eu cred că anxietatea în sine, adică cu oricine vorbești oricum în epoca asta, toți au anxietate într-un fel sau altul. Corect, dar mi se pare că mai mult mediul te anxietează. Mediu... înainte de a, să zicem, de a avea bagajul genetic. E vorba și de, adică dacă e un fond sensibil, știi, pe care se creează traume, okay, asta, e exact da. Ca un copac în care se fac scorburi la nesfârșit. Și la un moment dat devine o scorbură întreagă, adică, you know what I mean. Nu mai e copac. Deci doar anxietate, nu mai ești nimica, știi? Și ca să poți să vindești chestia, începi să peticești cu tot felul de chestii, pentru că trebuie să-ți dai seama care au fost traumele, să le retrăiești, că de-aia te duci la terapie, știi? Înțelegi exact care sunt minusurile, plusurile, momentele care te-au afectat și încerci să te ierzi pe tine și pe ceilalți. Și așa încerci să scapi de anxietate. Deși, sincer îți spun, eu am mai rămas cu o anxietate socială. Dacă mă duci într-un loc și nu știu pe nimeni, sunt terminată. Dar cred că toți avem problema asta. Mie chiar mi se par foarte ciudați oamenii pe care îi introduci într-un mediu unde nu știu pe nici, devin foarte sociabil. Da, știi că sunt ăia care, ce frate cu tine? Revinu-ți, nu te știe nici dracu. Adică fii și tu mai... E scary, e scary. Dar probabil că asta înseamnă de fapt un lucru bun, să știi să te adaptezi la... Cu toate că evoluționist vorbim, probabil e bine să fii și un pic speriat. E bine să fii, doar că eu, nu știu, am trăit o perioadă speriată de orice. De orice, adică nu știu cum să te explic, tot mă speria. Mă speria că trebuia să mă duc la muncă, că trebuie să merg cu metrou. Munca e înfricoșitor. Și mersul cu metrou e înfricoșitor. Mă speriau oamenii, mă speriau bărbații în special, mă speriau prietenele mele, mă speria tot, frate. Că trebuia să beau apă, că trebuia să iau pastile. Și mi-era frică că o să mă nec și că o să mor. Adică gândește-te, era o frică irațională care trăia în mine la nesfârșit și căreia nu puteam să-i găsesc soluție. Așa că mă aruncam în comportamente destructive, evident. Ca să încerc să nu mai simt așa, să maschez că mă simt tot timpul așa, știi? Mai oricum mă bucur că na, ești un exemplu pozitiv de ce înseamnă terapia, mă gândesc, înainte de toate. Nu pot să zic că nu am momente, pentru că uneori... E, da, știu că nu se rezolvă. Nu se rezolvă așa, se rezolvă în ani de zile, dar am înțeles care sunt problemele și acum încerc să le rezolv. Da, ai avut și tu blocajul ăsta pe care îl acuză foarte mulți că nu vor să meargă la terapie pentru că motive, mă judecă lumea, un alt motiv de anxietate. Da.
nu știu, nu, de fapt nu o să mă ajute cu nimic, mai bine apelez la prieten. Ți-ai pus problemele astea sau a fost o decizie foarte simplă? Știu că treceam printr-un moment destul de ciudat în viața mea și tipul cu care eram, să zicem, a văzut o parte mai dark din mine și a spus că trebuie să mă internez la 9. Și eu eram, nu mi-a spus nimeni în viața mea așa ceva și am zis, băi, ce ne v-am făcut? Adică doar pur și simplu am arătat cât sunt de anxioasă și panicoasă. Oh, wait, that's it. Și am zis, ok, poate omul ăsta are dreptate. După aia am tot făcut niște lucruri care nu prea sunt mie caracteristici în momentul ăsta. Adică am făcut niște chestii, m-am ajutat cu prietenii, am băgat niște zăzanie, cum s-ar spune. Pur și simplu că nu mă plăceam pe mine foarte mult și voiam să nu-i placă nici pe ceilalți la fel de mult cum nu mă plăceam pe mine, știi? Și nu mi-am dat seama, am făcut chestia asta inconștient doar pentru că eram eu insecure, știi? Adică e o chestie tipică, ai anxietate, ești insecure, începi să faci lucruri nasoale celorlalți pentru că te urăști foarte mult, în fine. Și cumva e de manual, adică așa se explică. E super manual, exact, e textbook. Așa se explică, da. Și am supărat foarte mulți prieteni din cercul meu de atunci, cu care, nu dai seama că ei nu mai vorbesc cu mine acum, dar eu le-am explicat în timp. Adică recent, chiar de Revelion sau înainte de Revelion, am zis că nu intru în 2020 fără să le explic ce am trăit și sau de ce am făcut lucrurile. Sau măcar să te eliberezi tu de... Exact. Și am vorbit cu ei. Da, mulți dintre ei, dai seama că nu au reacția pozitivă. Au zis, băi, te iertăm, înțelegem, la, doar că n-am mai rămas doar prieteni. Doar că ne vedem mai rar. Doar că nu mai vede niciodată, gen, da. Eu nu pot să-i condamn, eu înțeleg chestia asta, eu aș fi făcut la fel. Cine îmi face rău, e la revedere din viața mea, adică nu stau la discuții. E click dreapta de rete, adică nu. Și m-au învățat foarte multe lucruri chestiile alea, multe, multe lucruri. Și, nu știu, cred că sunt un om mai bun sau încerc să fiu. Ma, oricum și faptul că încerci, e încerc. Un semn bun. A fost greu să mă duc, am încercat să mă duc la terapie, cu un an în urmă. Dar m-am dus la un terapeut bărbat care era foarte robot cu mine și că scuipa niște chestii din manual. Am auzit că trebuie să îți găsești terapeutul. Și eu îi spuneam ceva, vorbeam toată ședința, boceam și el spunea două propoziții și îmi lua banii. Uite șervețele acolo, e calciu aici. Și am zis ok, îi dau banii pentru că e muzică mișto pe hall și totul super vintage, instagramabil așa. Și eu vin aici, bocesc ori, mă duc acasă și gata. Și calciu. Și calciu, da. Și nu m-a ajutat cu mare lucru. Și am renunțat la el. Am zis, ok, nu poate să mă ajute terapia. M-am gândit eu, exact cum spui tu, știi? Și când mi-a spus tipul ăsta cu care eram, că voi trebuie să te internezi, zic, băi, ok, dacă un om, tipul e un om super cerebral, super smart, whatever, și am zis, bă, dacă a zis ăsta, care el nu e deloc emotiv și rațional, du-te la nebun, zic, fac, bă, trebuie să mă duc la nebun. Așa că m-am dus la terapie, zic, bă, că-s nebună. Terapeuta, îți dai seama că nu zice că-s nebună, că nu plătesc să-mi spună că-s nebună. Mi-a zis într-adevăr că am o grămadă de traume și nu înțelege cum funcționez pe stradă normal. Asta a fost, cred că, printre primele propoziții pe care mi le-a spus. M-a întrebat de ce sunt acolo. Și îți dai seama că e momentul ăla în care trântești de când ai 3 ani până când ai, nu știu, până acum recent. Da, da. Și se uită la mine femeia, aș nota foarte mult, mai avea un pic și nota cu ambele mâini. Și la un moment dat s-a uitat la mine și a zis, wow, adică tu cum poți să mai mergi pe stradă liniștită cu tot ce ai trăit? Și eram... Nu știu, se cheamă reprimare, dacă ai auzit și ai zis ce m-am auzit, da. Și mi-a spus că chiar în primele chestii pe care le-am făcut cu ea, mi-a spus, băi, nu mai reprima lucruri. Mi-a zis o porcărie, mă afectează și zic, la 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 la, mă așez la birou, hai să rezolv un task. Gen, nu s-a mai întâmplat, gata, nu există. Da, ai uitat sau... Nu stau să o trăiesc cumva. Adică, uite, recent a murit bunica mea, eu nici n-am ținut doliu cum trebuie. Eu n-am bocin, am avut o criză de viață, să zic, Doamne, mor, nu știu ce. Și am ținut super mult la el și am uneori cât un moment în care plâng pe stradă și nu înțeleg de ce, știi? Și probabil pentru că... Ăla e momentul în care refulez în zona exact, asta. Nu am ținut doliu cum trebuie, știi? Și am vorbit și cu terapeuta despre chestia și a zis, băi, tu trebuie să-ți permiți să simți, pentru că eu mereu când am simțit, am făcut lucruri impulsive și am rănit oamenii, pentru că țin atât de multe chestii în mine și la un moment dat refulez la o persoană, știi? Tu care spui... e nepotrivit, adică na, s-a nimerit la momentul exact, nepotrivit. Exact, care nu are nicio vină. Și fac chestia asta și na, mi-e rușine cumva de mine când fac chestiile astea și când fac porcării și rănesc oameni. Asta e, dar suntem oameni și acceptăm așa cum suntem și na, nu trebuie să fim cu toții prieteni. Corect, corect. Adică eu le-am cerut scuze oamenilor pe care i-am rănit în tot procesul ăsta, le-am explicat, asta nu scuză și eu... Chiar susțin cu tărie că dacă ai probleme, nu e o scuză pentru comportamentul tău oribil. Poți să zici că ok, a fost mai greu să-mi controlez emoțiile pentru că am niște probleme cu capul,
Dar nu, asta nu scuză că am fost oribilă cu tine. Dar crezi că sunt mulți oameni în situația asta? Crezi că sunt mulți anxioși? Sunt mulți oameni care sunt vedete, pe care îi vezi la televizor și care au o criză la televizor în direct și toată lumea admiră pentru chestia asta, dar oamenii au nevoie de terapie. Mă, sincer, anxietate nu îmi dau seama că am văzut la televizor la cineva. Băi, dar anxietatea se manifestă, știi cum, și când ești super hater. Tu poți să-i urăști pe ceilalți și tu pe interior să fii... Să fii ultrapanicat și să scoți porcării pe gură, tocmai pentru că ți-e frică. Deci vezi, până și Vadim era anxios. Bă, poate și Vadim era anxios. Bietul Vadim era anxios. Poate și Dana Budeanu e anxioasă, mai știi, nu știu. Corect, corect. Adică eu, după ce am făcut terapie, până atunci am zis, mamă, ce idiot e ăla, uite cum scrie despre nu știu cine, mamă, ce penibil. Și acum e foarte ciudat că oricine e hater cu mine sau văd că e hater în general, mă gândesc... Doamne, săracu, câtă traumă a trăit și e foarte lame chestia asta cumva. De fapt, am remarcat că și la stand-up, dacă te iei de un hater din public și încerci să-l descoși un pic la latura sensibilă, să vorbești cu el la modul, ia zi-mă, de câte ori te-a bătut mai, da? Unul, e posibil să se supere, că își dau seama că sunt deconstruiți. Exact. Sau s-ar putea să liniștească la unul, așa, iar dreptate, m-a bătut maică mea. Sau să te atace și mai rău, știi? Da, 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 da. Pentru că l-ai atacat pentru să te atace înapoi și e instinct de supraviețuire, știi? Dar, sincer, ce m-a ajutat foarte mult în toată perioada asta a fost scrisul. Cred că nu am găsit un refugiu mai bun decât în scris în perioada asta. Dar remarc la foarte mulți prieteni că scrisul a devenit terapeutic. Pe oricum, adică, terapeutul bine, îți dă teme. Deci terapeutul îți dă teme ca la școală, compunere. Cum mă văd eu pe mine? Cum mă văd ceilalți? Bărbatul ideal, femeia ideală. Știi, și tu ești din calafic, te simți ca în clasa a patra. Era toamnă, copacii erau, s-a așternut covorul. De exact așa scrii, pentru că ești cumva... Tu poți să, eu, spre exemplu, pot să scriu despre orice. Dacă mă pui să scriu, scrie și mie, gen, nu știu, despre ce traumă ai trăit în copilărie. Mamă, cred că am amânat o temă la terapie, că nu voiam să scriu despre ea, nu voiam să trăiesc, știi? Mi-era greu să privesc în mine, dar puteam să inventez personaje și să scriu despre alții, știi? Și e foarte greu, dar am reușit. Și de asta am făcut și blogul ăsta nou, cu Ana pe bune, care e complet opus față de cum era celălalt, pentru că și eu sunt complet opusă. Deci eu pe Ana pe modă pe bune eram hateriță. Mie nu-mi plăceau ciorapii cu plasă, nu-mi plăceau papucii cu puf, eram Dana Budeanu, versiunea mai micuță și un pic mai cu mințică, dar tot pe acolo. Și cu mai multe tatuaje. Și cu mai multe tatuaje. Și eu nu mă filmam foarte des, că nu prea îmi place să mă filmez singură, mi se pare divers. Știu că ai avut o perioadă când făceai daily vlogging la un moment dat. Doamne, dar că voiam să te întreb. Atât de acord pentru mine era. Doamne, vreau să zic, acum, da, eu am avut mereu o problemă, că uite, de exemplu, și Ariel, despre care vorbeam până să începem. Băi, n-am înțeles niciodată asta cu daily vlogging-ul. Nici la tine, nici la el. Și bă, voi doi fiind oameni pe care îi urmărești și îi respect. Că mai sunt alții care îi fac, na, înțeleg. Da. Lipsa. Dar bă, de ce faceți asta? Adică, știu că tu la un dat îți filmai ținuta în fiecare dimineață. Și da. Bă, nu e ok. Nu e ok să faci asta. Băi, mă bucur super mult că nu mai ești în punctul ăla. Deci, cum să zic, eu în perioada aia cu modă pe bune, nu știu, aveam la un dat o... Eram foarte insecure. Da, aveai o comunitate care ți-a antrena. Eu așa am impresia. Deci asta nu m-a ajutat deloc. Păi nu, știu că întreași, dar avea o bază solidă de fani și aveam impresia că ea ți antrenează starea asta la modul, da, arată-ne mai mult, mai da, mult. Da, 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 pentru că, cum să zic, cred că ai observat și tu cu vlogul de când faci, că dacă, să zicem, că oamenii nu înțeleg o subtilitate pe care o am văzut la tine, că nu înțeleg unii subtilitatea pe care o bagi, nu înțeleg, sunt gen, înseamnă că așa e, cum îndrăznesc să spui asta? E, la mine, nu înțelegeam nicio subtilitate, eu chiar dacă ziceam papucii cu puf, sunt pentru, nu știu, toate proastele care șterg pe jos cu ei, habar n-am. E, în loc să vadă subtilitatea că eu de fapt ce făceam cu articolul ăla, era să vorbesc despre modă în panz, eu doar mi-arătam felul în care pot să creez cuvintele, nu să-mi bag joc neapărat de papuci cu puf. E, 90% din fanii mei, așa e, toate proastele poartă papuci cu puf, ce bine, ia uite, și le dădeau share cu ceva ultra toxic, gen, am și o prietenă care poartă papuci cu puf, e ultra cocalară, vai ce penibil, sper să moară, și tu ești, wow, I did that? Da, 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 devii un fel de brand ambassador pentru... Pentru ură, adică da. Tu, și ideea e că primeam atât hate, deci dacă te uitai în comentarii, plus că dacă dădeai un Google search la curvă tatuată, la mine pe blog ajungeai. Băi, deci eram, cum am putut să mă indexez așa în Google, ești nebun. Da, aveai articole despre asta sau? Da, am scris, am avut un articol în care gen ziceam că primul impact pe care l-am într-o bulă outside of my own
se gândească că sunt super femeie ușoară, că-s tatuată, am piercing-uri, da. Se uită un de la care n-are nicio treabă la mine și îmi zice, facem un threesome și aș zice, what the fuck, nu? De unde? Pentru că probabil, nu știu, pornografia lasă impresia că dacă arăți așa, exact. Promiscuitatea e mai mare. Suicide girls, știi, asta e. Da. Și în fine, scrisesem eu un articol de awareness că nu toate femeile tatuate sunt curve. E, ce a făcut domnul Google a zis, stai puțin, femei, tatuaje, curvă, curvă tatuată, ea este. Și a zis, mulțumesc Google, mulțumesc și... nu știu, era o bulă mică de hate, cum spuneai tu, cu o comunitate de hateri și oameni care aveau aceleași probleme. E, nu m-aș arunca să spun neapărat că erau toți hateri, dar erau și oameni care le plăcea viața ta așa spectaculoasă, știi? Că imaginez că nu toată lumea trăia la fel de intens ca tine totul, știi? Trupă, tatuaje, copywriting, nu știu. Eu sunt intensă în general ca om, după cum observi, că sunt foarte intensă, dar tot ce vedeai tu pe net, ca la majoritatea... Nu vreau să fac aici judecăți de valoare, dar la mulți influenceri nu prea își pun oamenii toate problemele pe net. Eu în spate ce trăiam nu prea ajungea pe blogul meu, nu vedea. Eu îmi făceam ținută și apoi plângeam două ore în baie, că mă gândeam că nu știu după cine sufeream sau eram într-o relație toxică sau nu știu cu cine mă certasem. Sau știu care taică de grozav e la muncă, știu că era în perioada aia. Da, era grozav. Eram, bă... Era superb. Da. Da, niciodată în agenții de publicitate nu este atât de mirobolant încât să fie toată ziua flower power. Da, eu cum să zic, eu nu voiam să arăt partea nasoală despre mine, numai despre alții. Și eu când aveam un moment, să zicem că aveam o criză de anxietate și mă gândeam de ce pot, cum pot eu să-mi vărs nervii pe ceva ca să mă calmez. Nu puteam să vorbesc cu, nu știu, cu persoanele pe care, cu care interacționam și care mă făceau să mă simt nașpa sau mă certam, că mă certam foarte des cu oamenii în perioada aia, cu care eram sau cu prietenii sau... Aveam tot felul de crize din astea, că dacă ești insecure, de cele mai multe ori dacă zici omul, dă și mie cana aia. De ce îmi poruncești? Acum îndrăznești? Da. Și te apuc așa, îți sare țandăra fără motiv, pentru că tu ai probleme nerezolvate cu tine. Și să-ți zic cum era viața mea, gen, mă trezeai dimineață și eu sunt foarte sitirită în general. Acum am o stare foarte bună, m-a prins într-o stare foarte bună. Dar eu ca pe vlogurile alea nu eram, eu nu eram, hei, salut, ce mai faceți, la. Nu, eu eram, oh my god, trebuie să mă trezesc. O nouă zi. Aoleu, trebuie să mă trezesc, trebuie să mă filmez, să mă machiez, că nu se dea nemachiată. Cum să mă vadă internetul meu? Doamne, ferește, nemachiată, poze needitate, nici nu ajungeau pe internet poze cu mine fără să treacă prin 700 de filtre. Cum să fie poza asta? Nu pui poza asta cu mine pe net. Și multe alte chestii de genul. Și dimineața mă trezeam, sictirită, ziceam, ok, mănânc, beau cafea, trebuie să intru în stare. Mă machiez, îmi făceam 700 de selfie-uri ca să-mi intru într-o stare de aia, să zic, măcar arăt bine, ok, bun. Și după aia începea vlogul ăla. Hei, salut, ce mai faceți? Eu astăzi mă îmbrac cu asta și o să mergem la birou. Oh, și avem niște task-uri blană și avem un client nou și eu pe interior. A câta modificare avem la acel brief că mă sinucid? A câta? A mea modificare. Fițiar. Ah, ce bine sună conștientizarea. Băi, deci asta se întâmpla. Și eram și puțin bipolară, dacă îți amintești. Aveam articole, băi, de ultra hate și după aia venea unul din ăla, cum să te iubești pe tine mai mult? Și erau oamenii, ce înțeleg din asta? Cei drept la mine ajungeau mai mult alea de hate pentru că aveau riciu mai mare. Da, alea aveau riciu mare. Alea se duceau bine de tot. Dar, cum spuneai și tu, ura prinde. Se propagă mult. Și cum să ți explic? Eu acum scriu un articol pentru o revistă din asta foarte mare, care o să fie și în print. Și în online și o să fie cu povestea din spatele meu de pe bune și ce efecte negative poate să aibă faima. Și ca să îți zic sincer, când am prins șpilul, că băi, fac hate, se viralizează. Am folosit rețeta asta de succes ca să promovez all the shit I was doing la nesfârșit. Și după aia, la un moment dat, am avut remușcări și am zis, adică chiar vreau să fiu persoana asta, am oprit vlogul. Și am zis, hai că încep să fac lucruri mai importante, reportaje, awareness pentru comunitatea LGBT, multe chestii de genul, n-au prins. Nu le-a păsat oamenilor de ce awareness voiam să fac. Fă-mă jucăria aia pe care o faci tu cu hate-ul, cu papucii, zi, fă ce faci, atât facem, zici despre LGBT, dar nu-mi pasă mie de ăia. Să fie la ei acolo, nu-mi pasă, eu vreau să-mi zici despre de ce să nu purtăm halat roz în casă. Pentru că așa erau articolele. De ce atunci când porți halat roz ești parașuta internetului? Ăsta era titlul. Aveam o rețetă de succes cu titlurile și cu pozele și cu tot. Deci făceai era... ca la Vice, nu? Aruncai dildo în perete și unde picala era titlul. Da. Sau mai degrabă era gen ce mă enerva pe mine. Mă uitam pe stradă, zic, mama, iar papucea cu puf, fițar. Și erau peste tot, papuși cu puf. Și îi vedeam și în momente în care eram fucked up, știi? Eram tristă, plânsă la metrou.
papuș cu puf, papuș cu puf, zic ok. Mă urmăresc. Mă urmăresc, e un semn, o să scriu articol despre el. Deci, femeile care poartă papuș cu puf sunt niște ștergătoare de asfalturi. Femei de serviciu de stradă, nu știu. Dar mi se pare cumva avantajul tău e că tu n-ai ajuns niciodată îndeajuns de celebră încât să nu mai poți renunța. Foarte bine. Că știi că e un nivel al celebrității de unde e foarte greu să mai pleci. Ai când câștigi foarte mulți bani, nu știu, mă gândesc de exemplu la cei care fac vloguri de succes și sunt puerili. Da. Și au deja o vârstă. Și îmi dau seama că ei câștigă atât de mult și atât de mult alimentează faima, starea pe care o au, încât e aproape imposibil să mai pleci din stare, din nivelul ăla să te mai schimbi. Deci la un moment dat am simțit că chestia asta se propagă și că o să ajungă la un moment dat unde spui tu, știi? Și am avut, sincer, trezirea mea a fost în mai multe bucăți. Prima am fost la un festival din Timișoara. Și eram cu toți bloggerii, influencerii, stăteam noi acolo. Era un eveniment de... Un festival de muzică, era din ăsta random. Era chiar la Cucuieții din deal, în Timișoara, undeva pe lângă Timișoara, pe un deal, sincer. Și de la distanță era un câr de gagici. A fost prima oară când am simțit că mă știe cineva. Că eu până atunci eram like, mi se vilează niște căcaturi, nu știe lumea cine sunt, nu știe cum arăt. Uitasem că am secțiune de ședințe foto pe blog. Uitasem. Și vine un câr de gagicuțe mici care arătau ca mine. Gen, aveau piercinguri îmbrăcate aproape la fel ca mine. Zici că au studiat blogul ăla, au crescut cu el. E, au venit la mine. Nu știam câți ani au. Și prima mea reacție zic, bem un shot, nu știu ce. Și aveau brățară de aia de minor. Și m-am uitat într-o secundă când a zis bem un shot. Și era gen, nu, că noi avem 14 ani. Dar te citim de când aveam 10 ani. Și așa e, urâm cocalarii și țipoancele. Că sunt niște proști, că uite proasta aia. Și am început să facă. Deci se manifestau exact cum scriam eu. Și aveai niște mini tu. Și când am văzut, ce m-a luat atacul de panică, zic, ok, hai să facem o poză, eram cu un prieten, hai să bem un chico. Eram cu chineață chiar și zic, fă-ne o poză, a făcut o poză și eram zic, fuck my life, ce-am făcut? Și au plecat gagicuțele, fericite, mi-au dat tag în poză, yay, oh my god! Și eu pe drum, în tot festivalul ăla, m-am gândit, I suck, sunt un om oribil, ce fac fetele astea, ce o să devină, ce-am creat, ce... Și a fost prima oară când am conștientizat. Că sunt praf, n-ar trebui să fac asta. Ce vreau să fac aici? Ce crezi, moștrii ăștia, știi? Cred că ai făcut și tu cum fac clienții în publicitate când își idealizează targetul. Da. Știi că sunt branduri care zic, nu, pe noi ne citesc și ne urmăresc doar intelectualii și ne consumă numai oameni cu venituri mari. Și tu ești, bă, ai un produs de un leu. Ești cumpărat la sate de bețivi. Da. Da. Ai impresia că e mai intelectual produsul tău? Eu mă gândeam, eu fac umor de calitate aici. N-are cum, adică se prind oamenii că e subtil și că nu sunt 100% real, nu? Bam, 5 fete cu negru, dungi, pătrățele, ținte care urau pe toată lumea de 14 ani. Când e și perioada aia în care ești ultra influențabil și... Da, da, da. Și am văzut asta, după aia am renunțat la vlog. Deci vlogul s-a oprit la un moment dat, dacă ți-amintești, am zis nu mai. Oricum era un efort foarte mare pentru mine să găsesc ce să fac în ziua să fie interesant. Eu aveam zile... Nu, mi se pare că e un efort. Știi, ai zile în care ești deprimat și ești în stai acasă și te uiți la seriale. Ce dacă fac în ziua aia pentru un vlog? Salut, astăzi vom lipi acest poster. Aveam un vlog așa. M-am dus pe la Cărturești, am luat un poster și tot vlogul lipeam poster pe perete. Știam ce să mai fac, frate, pentru că eu nu făceam tot timpul chestii interesante. Dar era obositor, nu? Era un job din a... Dar, fii spectaculos. Dar nu poți să trăiești normal, trebuie să fii tot timpul. Gen, să ai titlul din aia. Mi-am tras-o cu șoferul de Uber în timp ce se uita maică-mea. Că altfel nu se uită nimeni, frate. Și eram... Eu nu fac chestii de-astea. Eu nu sunt așa spectaculoasă. Mie îmi place să stau liniștită. Și de fapt nici nu cred că e sănătos să fii atât de spectaculos. Nu e, e foarte toxic. Trebuie să n-acoperi la valiera. Da, așa. Da, vorba ta e foarte toxic. Da, băi, repet, mă bucur foarte mult că ai... Ai ajuns să-ți dai seama de chestiile astea. Băi, am oprit și nu, adică, înainte îmi doream cu orice preț să fiu faimoasă. Asta era filmul meu. Dar toată lumea vrea asta. Trebuie să fiu famous. Dar numai asta am păstrat, nu mă interesa cum. Dar asta citeam și am scris dimineață pe blog despre cum presa în continuare prezintă modelele de succes extroverte ca fiind cheia fericirii. Că, nu știu dacă știi, o tipă influenceriță de Instagram care a vrut să intre goală la Super Bowl. What? Să alerge goală pe stadion, cum a făcut acum un an o tipă la Cupa Campionilor, la Champions League. Și presa le prezintă ca fiind modele de succes, la modul uitați, a crescut de la nu știu cât zeci de mii de follower pe Instagram la sute de mii și fac 15.000 de bani. Și eram, bă, nu promovați rahatul ăsta, stop doing this, e greșit.
Deci gândește ce vede un copil, da? Eu exact. Am 10 ani. Eu la 10 ani nu știam ce sunt, cum mă cheam, nu înțelegeam nimic. Vreau să descoper lucruri despre mine. Ce îmi place, nu știam ce muzică să ascult. Habar n-aveam cum să mă îmbrac cu nimic. N-aveam atât de vast internetul sau modele. Păi eu văd pe aia. Ia uite, mami, asta are 1 milion de followers și își pune poze cu ea înțelegă goale pe net. Și de doar ce să ajungă la școală? Și ca să ajungă la 1 milion a trebuit să alerge. Să alerge așa pe un stadion. Așa ca... este, da. Și te gândești pur și simplu că, băi, I should do this. Ce sens are să mai fiu cineva când pot pur și simplu să fiu random pe net? Dar acum cum să zic? Este cum ar trebui studiată de psihologi efectul pe care îl are asupra ta când devii influencer, frate. Nu știu dacă înțelegi, dar de obicei îl studiază invers. Îl simți și tu efectul ăsta, că te bagă foarte multă lume în seamă. Eu le mai și spun, bă, adică le scriu și cumva și la podcast le zic, dacă vreți să veniți, mie îmi place să vină să mă critice oamenii pe stradă, dar bine, în sensul de hai să purtăm un dialog, okay. Știi? Pentru că măcar am ce să învăț. La modul vine ceva și spune, bă, vezi că se aude cam prost speaker în ultimele episoade sau vezi că la podcast, nu știu ce, ai peretele scorojit. Dar sunt foarte... Acum am observat că ai peretele scorojit. Da, da. Deci. Dar sunt foarte ciudați oamenii care vin așa foarte... Că te fac să te simți ciudat. Știi ce mi se pur mie mereu ciudat? Oamenii care mă încurajau și se purtau... Ai cu totul altceva. Se purtau exact cum îmi doream eu să se fi purtat ai mei când eram mică. Știi? Și îți umpleau niște goluri ciudate pe care tu le ai. Poate nu le ai în relație. Poate nu le ai de la taică sau de la maică. Și știi? Și îți zice unul că ești nemaipomenit de minunată de... Și zice tot ce vrei să auzi. Știi? Și sunt 400 de dăștia care zic... Păi după aia tu știi ce crezi despre tine? Sunt o zeiță, ești nebun, eu pot să fac orice. Păi mă duc și merg goală pe stradă în România și gata. Și dacă mă arestează, fac story, fac vlog și fac și articol pe blog. Și fac și 1 milion de follower. Exact. Asta e un dosar penal, dar lasă că a meritat. Și după aia brandurile te bag în seamă și tot. Adică e o capcană foarte mare în care eu pur și simplu în momentul ăsta am refuzat să pic. De asta eu pe blog acum fac invers. Eu scriu articole foarte lungi, literare. Eu scriu despre problemele mele. Cum le-am rezolvat și cum nu. Eu am decis că pe blogul ăsta pe care l-am o să-l folosesc ca să chem oamenii la cursurile mele de copywriting, mă rog, copywriter la început de drum, ca să îi ajut pe aia care sunt ca mine, am ieșit de pe băncile FJSC-ului direct în agenție. Prima zi la agenție, deci îți trimit un mail cu brief, eu. Cu ce? Cu brief. Cu o foaie. Cu brief, are brief pe el. Trebuie să faci un banner și 3 newslettere și un concept de campanie și slogane și... Și caută și premii. Da, și eu eram, stai, poți să-mi explici un pic mai încet ce e la un newsletter? E la care, pe care primești pe mail și stai puțin, tu nu ai scris niciodată? Și vreau să iau fix pe ăștia din FJSC și de la SNSPA, fix ăștia, ăsta, sunt, ăștia, ăsta este publicul meu țintă, și să le să-i învăț ce nu m-au învățat pe mine oamenii când am ajuns în agenție. Cam asta e tot scopul cursului. Da, e un exercițiu foarte bun. Adică am fost să-mi iau și diploma de formator să fie foarte legal. În 2-3 luni o să le și acreditez de Ministerul Muncii. A, deci nu ești genul ăla de om care are un dram de experiență și zice hai să vă învăț. Nu, eu o să fie legal pentru că, și by the way, ca să fie legal, trebuie să-ți iei formatorul și dacă vrei să fie super credibil, trebuie să le acreditezi, care costă 4.000 de lei odată la 4 ani. Ok. Ca să rămâi acreditat și să primești diploma de la minister, știi? Și ca să primești diploma de la minister, trebuie să faci o programă care să fie în standardul ocupațional. Deci te duci pe Ministerul Muncii și descarci standardul ocupațional de textier publicitate, că așa se cheamă. Că e foarte vechi standardul ăla. Da, da, păi. Și trebuie să iei subiectele de acolo și să faci programa. Și asta am făcut, doar că n-am făcut o scrierea, conceperea mesajului publicitar. Mie nu scrie asta, mie scrie cum scrie reclame. E mură în gură, nu vreau să fie așa complicat. Și acum am strâns 10 oameni pentru prima grupă. Care începe când acum? Pe 17 februarie. Mai pot oamenii să se înscrie. Doar că locația unde sunt eu, într-o mansardă de pe de lângă izvorul rece, nu ca mai mult de 15 oameni, să nu ne azardăm să am 500.000 de oameni la curs, maximum 12-13 oameni. Și probabil că oameni, nici interacțiunea nu e foarte ok dacă sunt foarte mulți. Nu, pentru că se agită foarte tare, e un loc, nu e mare, nu e nici mic, sunt 100 de metri pătrați, dar, na, o să fie... Cum să zic, o experiență foarte mișto, cred eu, pentru că din ce am văzut oamenii care vin, majoritatea sunt chiar din SNSPA sau jurnalist că am pus pe grupuri. Și acum singurul scop pe care l-am cu blogul e să-mi promovez cursurile și să vadă oamenii că eu pot să scriu mai multe stiluri ca să colaborăm pe freelance. Corect. Că de-aia mi-am făcut PFA-ul să dau 1.000 de bani la stat. Mai eu știam că SRL-ul e mai ok.
Asta ca o paranteză, că știu că și eu când m-am apucat de freelance pe partea de textier publicitate. Doamne, regret că nu mi-am făcut cărți de vizită cu textier publicitate. Textier publicitate. Așa. Toată lumea mi-a recomandat SRL. Ca taxe și impozite. Na, acum dacă e târziu că-ți spun, îmi pare rău. Na. Este târziu că-mi spui, dar am avut și firmă la un moment dat, doar că am avut era un fel de colaborare cu tatăl meu. A fost ani de zile, am lucrat așa cu el. Dar după aia am decis să fac PFA. Sincer, e ca un remember pentru bunicul meu, care el a făcut tot timpul PFA, a făcut 30 de ani de PFA și am zis, păi, el a trăit așa, o să trăiești în așa. În memoria lui. Da. Deci, explicație drăguță. El avea avea niște tableturi geniale, deci venea, era cel mai tare topograf din Pitești și avea lucrări în toate cabinetele de topografie din Pitești. Se trezea o dimineață, mânca micul dejun, bea cafeluța, se ducea la aceste ocoturi, se cheamă, by the way, e o prescurtare de la ceva, organizația, bla bla, nu știu. Se ducea, își lua de acolo briefurile cum ar veni și păi se ducea își lua bănuții, se ducea la prânzuleț, mânca și bea omul, venea acasă, dormea și s-ar rezolva briefurile. Și asta a făcut ultimii 30 de ani din viață. Cât și a mi trăit? Se pare 85 de ani. Aproape, 83 de ani. Oricum, mult peste limita. Mult, mult. Și sincer, asta e genul de viață pe care vreau să o duc. Cum ar fi să te duci la o agenție, să stai lucrezi la mai multe agenții, să colaborezi cu ele. Să duci să-ți iei briefurile dintr-un așa, îl iei, te duci cu el la căsică, ți-ai luat bănuțul, mănânci la prânz, dormi de prânz. Oricum, asta mi se pare că se întâmplă, că se, nu știu, se extinde latura de freelance și agențiile cumva vor fi nevoite să apeleze la freelancer și să îi lase pe creativ să iasă din clădiri. Uite-te pe IQS. Toate agențiile caută echipă de creație că a plecat. Au plecat toți și au plecat ca echipă. Își caută absolut toate agențiile mari. Nu mai știu, văzut și McCann și Mainstage. Da, da. Toți își căutau echipă. Bine, mi se pare că și unii creativi pleacă în agenții mici, de-astea de studio, mansarde și alții, pur și simplu ca mine, stau în sufragerie și lucrează pentru clienți. Uite, aici o să fiu foarte sinceră. Mie ce nu-mi place în agenții, nu-i munca. Mie îmi place munca. E foarte ciudat. Păi nu, mie munca place să nu lucrezi în domeniul dacă nu-ți ce place. Ce nu-mi place, în schimb, este cultul personalității care se dezvoltă într-o agenție. La ce te referi? Adică, în unele agenții nu interesează performanță. Îi interesează ca toată lumea să fie prietenă cu toată lumea. Să fim toți BFF, să jucăm mingea lângă tine când tu muncești și încerci să te concentrezi. Sau îi interesează ca toată lumea să fie vegană. Sau tot să avem, să ne întâlnim, să vă discutăm despre problemele noastre ca la o terapie. Și fiecare agenție are un... Nu cred că am fost chiar în asta, dar am fost în agenții unde se încerca așa, suntem o familie, clasic, suntem o familie. Prăjala aia și obligația, da. Și mie, eu mereu am pățit să mi se zică, băi, nu ești sociabilă. A, clar, dar am fost în agenții unde primeai scoruri la 3, 6 luni, 9 luni, colegii te notau dacă ești amuzant. Dacă ai simțul umorului, dacă ești sociabil, dacă... Și deci tu... asta tare tot fanul din, da, creativitate. Și tu țineai o ședință după aia cu angajatorul în care spuneam, au zis colegii că nu prea ești distractiv. Și eram, da. Dar nu vii acolo să faci stand-up la muncă. Da, da, îmi pare rău că n-am simțul umorului la birou după ce a trebuit să traduc broșuri sau să fac rahaturi. Eu n-am rezistat în agenții, pentru că toată lumea mă întreabă, ok, și ce fel de senior ești tu dacă n-ai rezistat un an în agenții? Sincer, eu n-am o problemă cu deadline-urile, n-am o problemă cu feedback-urile, n-am o problemă cu clienții, cu pitch-urile, cu lucruri făcute să lucrezi toată noaptea. Eu am o problemă cu presiunea de a te integra într-un cerc cu care de multe ori n-ai nimic în comun. Și dacă eu le zic că nu beau, gata, nu mai suntem prieteni. Dacă eu le zic că nu mănânc pizza când se comandă 200 de pizza, gata, nu mai suntem sau prieteni. Sau că nu ești la fumat. Sau că nu ești la fumat, nu mă ignoră toată lumea, știi? Și eu sunt genul de om, vin la birou. Eu nu vin să-mi fac, eu mereu zic această poveste. Eu nu am venit să-mi fac prieteni, de scuze dacă nu pot să ascult povestea ta despre copilul tău care nu știu ce a făcut. Toți copiii fac chestii, da. Exact, nu mă interesează decât dacă eu mă vezi că am făcut pauză, dar nimănui nu-i pasă când iei tu pauză atunci. Când muncești cel mai tare și te gândești, știi că copywriterul cel mai dificil lucru pe care îl faci tu este te gândești. Și stai așa și te gândești și ai nevoie de un moment să înțelegi brief-ul, să înțelegi research-ul, să-ți vină o idee, că toți vor de la tine idei, wow, smart. Să fie smart, dar să fie și în buget, da, mă rog. Clasic. Și tu în punctul ăla e o colegă care aici vorbește despre ce a făcut fisul sau nu știu ce probleme are ea, că nu știu cine să despărți de ea și tu stai și la un moment dat uiți că ea vorbește și spui, scuze, nu mă interesează. Gata, aia s-a dus la șeful și i-a spus. E nesimțită. Să știi că mie mi se pare că Ana nu este o prezență pozitivă în birou
Râdeți, chiar asta m-a auzit la un moment, dar nu despre mine, deci, despre alții. Băi, dar oricum mi se pare impresionant că tu ai ajuns până în punctul în care te stresau unii colegi sau mediile. Pe mine m-a enervat drumul. Adică am încercat să le explic, băi, o oră dus, o oră întors la metrou din București sau un autobuz sau prin trafic. Voi nu vă dați seama că asta omoară orice urmă de creativitate? Foarte adevărat. Și că, na, nu mai plus că e programul ăla standard, nu știu, 9, 6, 10, 6. Eu când mai merg la un teatru ca să fiu creativ? Când mai la un film? Când gătesc? Când fac sex? Când pun la o mașină la spălat? Că n-ai timp. Da, după aia e toată casa terminată și tu ești în depresie că ești în casă. Eu, spre exemplu, dacă nu-i curat, nu pot să muncesc, nu pot să fac nimic. Da. Păi, este, deci mie, asta mi se pare și în agenții mai o chestie. Păi, deci tu copywriterul, tu care ești, la tine pleacă tot. Dacă tu n-ai ideea, nu poate nimeni să lucreze, basically. Tu ești plătit cel mai puțin, frate. Asta nu știu dacă am sesizat-o, pentru că nu m-a interesat niciodată cât câștigă ceilalți. Efectiv, niciodată nu mi-am pus problema cât câștigă colegii. Nu în sensul că m-am comparat cu ceilalți, ci în sensul că eu ceram o sumă și spuneam că e prea mult. Acum nici nu știu ce să zic, pentru că dacă e să fim cu adevărat sincer, în publicitate sumele, salariile sunt și foarte mari. Pentru unii, foarte mici pentru alții, raportat la cât li se cere și cât timp investesc. Și cât e legal și cât nu e legal, că la asta nu mai discutăm. Uneori se dă în plic, alteori nu strece salariul complet pe contract, alteori asta... face contract după 3 luni, etc. Adică... Da, nu, astea sunt deja, nici nu trebuie să mai spunem. Dar nu mi-am dat seama niciodată, dar am auzit de povești cum salarii care au bubuit, era junior, avea 1500, s-a dus la interviu să schimbe agenția și pentru că a avut omul, harul de a cere mai mulți bani, de la 1500 în mai puțin de un an de copywriting a ajuns la 3000 de lei. Wow! Pentru că se poate. Adevăr că industria și face o grămadă de bani. Păi da, deci adică sunt vezi, agenții care rulează un turcoi de bani. Rulează foarte mult. Eu înainte să mă duc la un interviu și deși acum de fiecare dată când mă duc la interviu de la început, îmi place foarte mult de voi, dar nu vreau să fiu la birou. Dacă vreți colaborăm de la distanță, ăsta-i fiul meu. Și câți vor? Băi, au vrut, adică eu am două colaborări. Cu agenții? Da. Bine, una aștept de la ei, dar este sigură, pentru că am mai colaborat cu ei înainte. Și, na, dar cum să zic, le-am explicat, le-am zis, secretul e să fii sincer, frate. M-au întrebat de ce nu vrei să vină la birou, că ești aproape de tine, tu stai la Unirii, noi suntem aici, la 20 de mers pe jos, nu vrei să vii la noi? Că noi încercăm să închegăm o echipă, un nucleu, ca să fim toți prieteni, zic, dacă mai aud asta. Eu nu vreau prieteni, am prieteni. Adică, nu că nu vreau prieteni, mie îmi plac oamenii în general care seamănă cu mine, că e clar, dacă ești într-o agenție de publicitate, o să găsești oameni cu gusturi similare, o să poți să stai la o bere cu ei. Dar dacă îmi zici că eu trebuie să mă împrietenesc cu cineva, eu nu mai vreau. Dar e normal, e o reacție adică absolut normală. Doi copii, știi, gen, sunt familiile prietene și sunt doi copii. Și voi doi trebuie să vă jucați împreună. Știi, trebuie ce? Să fiți prieteni. Dar de ce? Că eu nu vreau, nu. Da, în sensul ăsta. Și de asta îți spuneam că am închiriat o mansardă cu prietenii mei, și trebuie să le dau și nume, că mi-au spus, du-te acolo, zi și de noi, Ariel, pe care oricum cu Ariel trebuie să vorbesc, să-l chem și pe la o discuție. Poate vii și tu la noi la birou, că avem o mansardă frumoasă. Trebuie să vin la birou. Exact, suntem patru oameni care pur și simplu suntem freelanceri pe treaba lor, nu suntem agenție de publicitate. Și vă duceți în fiecare zi în mansardă? Băi, de luni chiar am fost în fiecare zi și am mai adus. Practic mai tu acum ți-ai luat liber ca să vii aici. Băi, nu prea vin la o oră fixă acolo. Îmi dau seama că mă duc când vreau eu. Dar îmi place să mă duc acolo, pentru cum să zic, e foarte mișto mansarda aia și îmi place să stau cu ei, că eu mă înțeleg foarte bine cu ei, cu Ariel mă știu din liceu, cu restul sunt super bună prietenă și gen nu trebuie să mă oblige nimeni să mă prietenesc cu ei, că suntem deja prieteni, știi? Și plus că... Întotdeauna am visat și o să-mi fac o agenție cu toți prietenii pe care am adunat de la alte locuri de muncă. Dar noi nu suntem agenție, pur și simplu dacă avem un proiect pe care el are nevoie de copyright, și bă, te bagi? Și eu zic fiu, ăsta e fiu, el adaugă la proiectul lui. Și proiectul respectiv vine și la mine, știi, și cam atâta. Și băgăm totul în Notion, evident că avem și noi un task manager, că la o agenție, dar se întâmplă de câteva zile și noi suntem, cum să zic, ultra fericiți. Avem impresia că am bătut sistemul cumva, știi? Dar nu ți se pare sau nu ți se pare că în calitate de freelancer muncești mai mult? Mie îmi place ce fac foarte mult. Nu, ca timp. Da, deci muncești, mi se pare că de când mult. Fac chestia asta, de când mă trezesc de la 8, până mi-aduc aminte să mănânc la 12, nu mă dau de la calculator. Efectiv, muncesc non-stop. Da.
Pentru că o faci cu plăcere, mă gândești. Adică da, 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 ești plăcere, dar asta și mi s-a părut foarte surprinzător că de fapt muncesc mai mult. Am muncit, cred că ultimele 5 weekenduri nu au existat, am uitat ce zi este. A, nu, weekendurile, serile sunt ale mele pentru relație, pentru relaxare. Nu am avut, spre exemplu, weekendul trecut am avut o prezentare pentru niște prieteni foarte mișto de la Cracu și au părut și eu agenție și whatever, sunt foarte mișto ei. Și mi-au zis, băi, fă-mi și mie prezentare, că vrem să o dăm la clienți. Și am lucrat la ea 3 zile, pentru că în ultima zi am uitat să bag conceptele. Și conceptele erau vreo 30. Și am mai băgat 30 de slide-uri într-o noapte. Și am muncit și le-am trimis-o și le-a plăcut, dar a fost, cum să zic, mi-am pierdut tot weekendul. Vineri, sâmbătă, duminică, asta am făcut. Bine, mai sunt și cazuri excepționale, nu zic, nu. Dar așa să muncesc ca la lung în weekend sau seriile, nu. Nu concep. Păi, seriile am decis de când am dat recent un burnout. Când am răcit foarte tare, am răcit, de am crezut că am virusul ăla și am zis salut. Vă pup din China. Vă pup, exact. Am decis că de la ora 8 eu nu mai fac nimic. Eu de pe la 6 nu mai răspund la mail-uri, la apeluri, trebuie să ardă. Adică bă, dacă mă sună cineva. Mie îmi scriu clienții, mi-au scris la 12 noaptea. Hei, bună, văd că e o virgulă. Ce faci, lipsă. Trăiești? Eu virg, nu, nici măcar. Deci e o virgulă lipsă aici și îmi dă așa prin scrin din ceva cu gramatică, cum se folosesc virgulele și o să... O să modific și modific și după aia nu mai stau să văd ce a scris neapărat, pentru că e 12 noaptea și nu am datorie să-i răspund la ora aia, știi? Corect. Dar asta pentru că e și cum îi înveți. Pentru că dacă da, i-a răspuns odată... L-ai stricat, ai stricat piața. Am stricat, gata, s-a dus. Dar stau și mă gândesc, cine sunt oamenii ăștia care la... Când am mai avut colegi și colegie la birou... Sunt. Care la 12-1 noaptea dădeau mail-uri. Sunt. Și am, bă, voi ce faceți, mă? Care-i viața voastră? Vreau să stau 24 de ore lângă voi, ca o umbră, să vă văd cum la 12 noaptea, în loc să... Dracu, să faceți orice altceva din ce vă oferă viața asta. Să dormi, poate. Să faci dragoste, să dormi, să te uiți la un film, să gătești, să mănânci, să mergi, ceva, să alegi. Orice. Tu stai și dai mail-uri de muncă. Vezi, de acolo, ești că e în oraș și în loc să vorbiți și voi altceva, să get to know each other, despre muncă. Deci brief-ul ăla m-a terminat. Sau dacă stau pe telefon, nici măcar nu stau pe Instagram, ci stau pe mail-ul de muncă. Bă, ați văzut că a intrat brief-ul, a intrat feedback-ul, a intrat feedback-ul. A dat clientul mail, ați citit mail-ul de la client. Nu vă îmbătați încă, că am primit feedback-ul acum și tot sunt gen, deci am văzut așa un din la colectiv. Da, nu știu, e... Hiperproductivi ăștia. Ăștia mi se pare mie că strică viața. E foarte special. Adevărat, dar și eu am tendința uneori, dacă îmi place un proiect foarte mult, să fiu hiper into it, să nu mai băiați în cont de reguli. Să pui limite, știi? Adică, na. Da. Că-s pentru tine, la o, adică, chit că-ți place, nu trebuie să devină, că la fel de bine poți să spui, îmi place și alcoolul. Așa e, da. Și e autodestructiv dacă consum prea mult. La fel și la muncă. Și mie îmi place ceea ce fac. Mai lejer, cum făcea bunicul tău. Da. Pariez că și lui îi plăcea enorm ceea da, ce făcea. Da, foarte mult, era și foarte bun. Păi, na, și vezi, așa ajungi la 85 de ani. Adică a fost, era și foarte bun și știau oamenii în Pitești și pe nu știu câte orașe de comune, pentru că când a murit au fost 3 slujbe în paralel. Adică a fost atât de iubit. Foarte tare. Și, deci legat de, o să revin acolo, am o de bune să-ți mai zic, că după toată experiența aia i-am zis să fac o carte nouă. Față de tragic. Păi chiar vreau să te întreb cum a fost cu prima carte. Impresii din partea oamenilor. Băi, tu ca autor de debutant, cum te-ai simțit? Cum să zic? Mi-am dat seama că foarte multe procente se duc peste tot. Dacă la ce te referi? În sensul că, uite, eu am mie în Cărturești. Da? Eu am cu o tipografie toată situația. Se duc la tipografie. Dar nu, așa se lucrează. Eu nu adică știam chestia asta, dai seama. Am aflat-o și eu. Am fost șocată de câte procente vor, că dacă mai vrei într-o librărie, mai dai niște procente. Și eu cu ce mai rămân, frate, să-mi iau și o pâine. Păi, adică, știu că undeva pe la maxim 10% rămân autorii, mai ales cei necunoscuți debutanți. Înțeles că autorii mari probabil au și 20-25% că vinde numele. Cum să zic, s-au vândut, dar nu s-au vândut un număr suficient încât să pot să zicem că mi-a scos un salariu and that's it. Când am avut atunci evenimentul de lansare la care ați cântat și voi, așa, s-au dat toate cărțile, venisem cu, nu știu, 60-70. Da, erau puține atunci. Erau puține, dar veniseră foarte mulți oameni și la un moment dat când au venit, gen, mai voiau o carte și eram, nu mai am, frate, iau de pe site. Și am dat o serie de cărți. Multe, nu știu câte au fost, 1000 poate, habar n-am, 500, nici nu știu, pentru că nu eu m-am ocupat de partea asta
strategică, să zic, logistică, nu strategică, dar nu mai colaborez în momentul ăsta cu tipografia respectivă, nu o să se mai publice cărțile per se, mai sunt câteva în Cărturești, dar o să fie numai în variantă digitală și o să o pun la mine pe blog, ca să fie okay. cumpărată, e exact versiunea de tabletă pe care să o citești așa. Impresii, n-am primit în viața mea atât de multe lucruri pozitive despre ceva ce am făcut. Fete care mi-au trimis poze cu lacrimi pe carte, că vai cum s-a terminat, că ce mindfuck, că fă un film, că nu știu ce. A fost o carte în care eu pur și simplu m-am exorcizat toată personalitatea aia toxică, știi, ca Rick and Morty, când te-ai băgat da, acolo da. În sauna aia și ți-ai scos your toxic self, știi? Și am încercat să scot partea aia din mine complet, după aceea am dat seama că e parte din mine și am vrut puțin înapoi, știi? Dar cam așa e cartea, e basic despre un tip scriitor care face numai alegeri greșite, e tâmpit, e obsedat de relații, de dragoste, de dramă, de whatever. Oricum, o să pun și la descrierea videoului un link de unde pot lua oamenii. Încă mai sunt câteva în Cărturești, că eu am trimis 150 sau ceva, nu știu câte au fost trimise. Okay. Altfel la tine pe... Altfel la mine pe blog în curând, că aștept să vină domnul PFA care durează de o lună, de o lună nu mai suport, ca să pot să facturez cărțile, știi, să fie fact legal, da. Că altfel nu. Și asta nouă pe care o scriu, vorbesc foarte mult, am consumat 2 ore de podcast, așa. Asta nouă se cheamă Gașca de Rici și este despre niște gagici care sunt toate prietene și sunt toate influencerițe și viețile lor. Și e foarte mult despre mine, despre cum am cunoscut eu alte influencerițe și cum erau viețile lor dincolo de ce vezi pe internet. Și în mare ce s-ar întâmpla dacă cineva chiar ar folosi toate informațiile pe care le pun ele pe net împotriva lor și le-ar lua pe toate, că așa e premisa în carte. Primești un mail de la, să zicem, Samsung și zice că primești 100.000 de euro dacă vii la evenimentul ăsta și scrii și faci vlog despre el. Te duci, dar trebuie să fii legat la ochi. Vii? Vii? Cred că majoritatea, Samsung, da. Scrie Gigicu Popescu at samsung.ro. Tu ești influencer, să tu zici că e și suma e bună? Suma e bună, 100.000, wow, păi fac 3 campanii pe bani, ești nebună, cap, ok. Și fetele se duc, dar era Bird Box Challenge, așa că trebuie să fie legate la ochi, da. În limuzină, știi? Și le ia și aruncă într-o cabană, într-o pivniță și le lasă acolo, le leagă una de alta, de mâini, de picioare, de whatever și primește niște challenges, știi? Și un fel de saw, gen, nu știu, bea paharul ăsta cu apă, le ține de fără apă, fără mâncare și pierzi 100 de followers. Și devine din ce în ce mai tragic, gen, taie-ți o mână și primești 1.000.000 de followers. Și arată cam efectele negative pe care poate să le aibă social media asupra ta, doar exagerate, știi? E foarte mișto ideea, mai ales pentru că influencerii tind să fie un fel de prostituate. Cam asta e ideea. Online-ului. Și am băgat acolo personajul principal, care sunt eu, evident, e o gagică Raluca, care are tot, cam aceleași probleme pe care n-am întâlnit și eu. Doar că ea nu e alternativă cum eram eu, toată edgy, ea e o gagică normală, care nu vrea să iasă în evidență, pe care a crescut-o maică sa, că nu, mami, că e rușine, tu trebuie să rămâi comună, să nu te faci. Să nu arătăm lumii. Da, deci e fix opusul meu, dar în rest ca personalitate sunt eu și, este exact ca în viața reală, evenimente de blogger și de influenceri, gală de premii, nu știu, cum sunt ele, cum e nunta la ele, una se căsătorește. Că se căsătorește cu un fotbalist una, ca să devină și mai mare. Alta este, nu știu, pe nișa de gotice. Altele două sunt identice și sunt ultraoperate. Și etc. Adică sunt și inspirate și din influențele reale. Când ți-ai propus să termin cartea? Sau? Băi, am 140 de pagini la ea, pe care le-am și făcut în InDesign ca să văd cât se naiba ar fi. Sunt 140 în forma de carte. Basically, sunt pe la jumătatea poveștii. Au ajuns în cabană. Asta e bine? Acum trebuie să scriu ce acum se întâmplă în cabană. Dar ți-ai pus un deadline? Personal, te întreb că eu așa am funcționat când m-am apucat să lucrez. Păi, sincer, mi-am pus deadline în martie și eu de când am început proiectele astea cu cursurile, cu blogul, cu freelance-ul... S-a cam acopat... N-am avut când, frate. Mereu am zis, asta scriu la carte, telefon. Bună, am văzut Facebook-ul tău și am văzut statusurile și că îți caut și avem freelance, nu vrei să ne întâlnim, să vorbim eu. Aveam deschis docul cu carte. Bani. Da. Da, frate, pentru că așa te gândești. Știu. Eu nu m-am gândit până recent, până anul ăsta, în 2019, deci 2019, băi, eu nu mai vreau să fiu săracă, ești nebun, nu mai vreau, vreau să nu mă duc în vama veche de 1 mai, vreau să mă duc la Tel Aviv de 1 mai. Corect. Adică,
nu mai pot să trăiesc așa. Eu oricum... Bine, acum dacă ne aude cineva și o să zică că te duci ca săraci în vama veche de 1 mai, o să zică, iartă-ne, tu știi cât e cazarea în vama veche? Adevărat, dacă te duci la Tagu acolo unde este... Nu mai știu cum se numesc, dar... Este, zic eu, că am vrut să trăiesc luxos în vama veche și am dat pe 10 zile 3.000. Și nu ți-a fost așa un pic rușine de tine? Cu banii ai puteai să trăiești foarte bine în Tenerife. Funny, e funny că eu ca Luca așa nu sunt super, nu mă sparg în figuri pe modă sau așa. Și eu beau bere pe bordură și am băut bere pe bordură și la un moment dat m-am dus cu prietenii ăia și le-am arătat cazarea mea și au gen, frate, noi stăm la cort. The fuck, tu aici stai în piscină. Zic, da. Știi situația mea. Zic, scuze, dar eu nu pot la cort. Na, da. Adică știi, eu sunt și... Na, îmi place opulența. Îmi place... Băi, așa e, pentru că eu am crescut... Așa am crescut, ai mei au... Na, ai mei au avut întotdeauna grijă să am tot ce-mi trebuie, nu sunt extra bogat sau ceva, dar nu sunt nici... Da, confortul... Cumva apăr middle class, sincer. Și am crescut cu confort, am mâncat crevete la 7 ani prima oară, am avut internet de la 7 ani față de alții, știi? Și... După aia eu am vrut să devin fix opus. Eu am avut cele mai proaste chirii, cele mai mici garsoniere, varză cu gândaci, cu tot, adică, și trăiam ca ultimul artist, înțelegi? Vreau să fiu acum rea. Bohemia. Bohemia aia extremă, totul, cărți pe jos. Ce este acolo? Gunoi, lasă-le acolo. Exact. Arată splendid. Exact, scrumieră, sticle de alcool și chestii și nu mă interesa, pentru că foarte mult timp, pentru că am trăit într-un mediu unde luxul era promovat, mă rog, luxul, condiții ok, știi? Da. Eu am vrut să fiu rebelă, să fiu invers și să văd ce se întâmplă și invers. Ai fost și... punkistă, punkă. Exact. Am fost punkistă, chiar am fost. Și după aia, acum când am crescut, băi, mă duc în vizită la mine și zic, băi, eu vreau asta. Mie îmi place curat. Dar eu vreau asta, gen, nu să zic, sunt, mami, îmi pui și mie 1000 de lei că nu mai am bani până la viitoare. Corect, și corect. Și poți să-mi pui și mie, nu, nu. Nu zic când am făcut asta. Am făcut asta pentru că eu mi-am permis față de alții. Când am avut bani, să-i sun pe ai mei, tati, ce faci? Îmi pui și mie? Că nu mai ai niște bani. I-am spart pe toți pe bere, că beau bere artizanală la 20 de lei, știi? Și, nu. Și am făcut asta. Dar acum nu o mai fac. Și chiar, gen, ai mei sunt oameni foarte nice și foarte de treabă și mă ajută cu de toate. De ceva timp, de mult timp, ne-am zis, nu mai vreau să mă ajutați cu nimic. Și ei mei sunt foarte puțin alarmați pentru că taică meu chiar vrea să se simtă util. Da, am și auzit o ia de ca o jignire, gen, tații de fete, nu mai ai nevoie de mine, să nu mă mai cauți. Și eu zic, stai frate, calmează-te, nu fi nebun, te rog frumos că eu vă iubesc de mai pot, dar nu vreau doar să... Du-te, distrează-te tu de banii tăi. Deci du-te, duceți-vă, faceți turul Europei, mergeți prin Statele Unite, ia-i mami niște bijuterii frumoase, ia-i lanț de diamante la câine, nu știu, faci ce vrei, nu trebuie să mai ai grijă de mine. Și sunt așa șocați că, se simt inutil, știi? Ești independent acum. Da, sunt. Și da, părinții și mai ales tații de fete, am remarcat chestia asta, că se simt... Vor să ajute, să vină să schimbe becul, să... Da, da, da. E misiunea lor și de-aia probabil mulți, când au nepoți, încep să se simte iar mai bine. Da. La modul, în sfârșit, avem ceva de care să avem grijă. Da, acum ați fericit că le-am zis de mansardă și maică mi-a zice, am o canapea la birou, vin o să o iei și zic... Și probabil taică tu și eu fac prizele și zugrăvesc, pune-mă la treabă, vreau să fiu util. Îți dai seama și mi-au dat canapeaua și deja se gândea taică, aveți dubă cu ce să aduce, să facem. Nu, stați niște scata, ne descurcăm, mulțumesc pentru care. Bă, în e bine că vor să fac chestia asta. Băi, da, dar ți-am zis, a fost șoc pentru ei când ne-a zis la început, s-au supărat, adică mai mult, maica mea nu se supără, că e foarte înțelegătoare, taică mea e așa mai, uneori mai bățos, așa cum zic eu, și s-a supărat puțin acum. Păi atunci să nu mai încerci niciodată ajutorul. Dacă ești independent. Dacă ești așa. Și zic, stai mă, că o să-ți mai cer ajutorul uneori, că îți dai seama că o să intru eu niște porcări. Uite, deschide borcanul ăsta. Da. Fii util. Exact. Vino și schimbă-ne prizele în mansardă, nu știu, știi. Da, deci... Și zim de trupă, în încheiere. Ce okay. Deci trupa funcționează, doar că ai tu probleme cu sănătatea. Am pus-o pe pauză, sincer, okay. Pentru că am avut, cum să zic... Dar voi ați avut un traseu foarte... lung foarte și tare, am văzut că ați avut cântări în multe locuri. Ați ieșit și din țară? Dacă... Am fost în Bulgaria, okay. În 2 sau 3 cluburi. Am filmat și clipul acolo. Doar că, nu știu, a fost același șoc pe care l-am avut și cu Modă pe Bune, știi? Eu cântam, în general acasă, mă refer pe partea aia de atenție imediată și foarte multă, știi? Okay. Și foarte multe activități și foarte multe chestii pe care nu mai făcusem și am fost pusă față-față cu ele că trebuia să le fac. Și na, nu mă așteptam că eu aveam experiență de scenă, să fiu serios, am cântat când eram mică pe niște scene și cam atât, cântam acasă, mă duceam la canto și
Nu prea am văzut eram... că ai fost foarte studioasă. Da, sunt foarte studioasă în continuare pe muzică și, cum să zic, am avut foarte multe concerte deodată, la care eu habar n-aveam, dai seama, cum să cânt ok, live, m-am mai panicat, am mai avut anxietate, am mai rezolvat-o cu niște bere, mă rog. Oameni suntem. Oameni suntem, am fumat mai mult decât trebuia și, cum să zic, ce am făcut eu greșit a fost să mă forțez foarte tare. Bine, și stilul de așa natură. Da, dar să mă forțez foarte tare să fiu cât mai bună și chestia asta mi-a afectat vocea și am făcut un nodul foarte mare pe corzile vocale. Și a fost un șoc pentru mine, pentru că mi-a spus doctorul că mai aveam 4 concerte sau 5 și îmi pierdeam vocea de tot. Și mi-a spus că n-am voie să vorbesc o lună jumate, două, deloc, nimic, nici nimic, nimic. Și atunci a fost momentul în care am intrat în cea mai mare depresie și am luat terapie. A fost ciudat că a trebuit să vorbești. Am vorbit, era singurul moment în săptămână în care îi spuneam terapeutei că o să vorbesc cât mai puțin. Ai voce de adolescent. Era gen, așa vorbeam și o să vorbesc cât mai puțin că am probleme și așa. Și na, ne-am spus băieților din trupă, problema, nu, na, a fost nasol pentru că aveam concerte, eram, visam tot felul de chestii să ieșim internaționale, abia era o ascensiune, totul mergea bine, clipul tot, dar n-am mai putut. Și nici în momentul ăsta nu pot, din păcate, nu am vocea complet vindecată, n-am mai cântat din august. Da, păi știu că durează foarte mult. Durează până mult, își revine vocea. Mai trebuie să mă duc peste trenul la un control care să-mi dea voie să mă apuc de treabă. Mi-a spus că dacă peste 3 luni sunt ok, o să pot. Acum nu știu ce o să se întâmple peste 3 luni, că e posibil să-mi spună, băi, nu s-a întâmplat nimic, trebuie operați. Pentru că prima oară am tăcut 2 luni și apoi m-a chemat femeia la control. Și n-a fost nicio ameliorare, nimic. Și n-am spus, am vorbit cu Google Translate, am făcut brainstorming cu Google Translate. Înțelegi? Deci n-am putut. Și din păcate, nu știu, pe mine asta m-a întristat foarte tare și la început am decis că nu mai vreau să fac muzică, că nu știu ce, și m-am panicat, am fost foarte impulsivă. Și după aia mi-am dat seama că, băi, da, vreau să fac muzică în continuare, știi? Pentru că știi și tu cum e, adică... Da, știu. Muzica doar că n-am. E foarte păcat să nu faci muzică dacă îți place să faci asta, chiar dacă nu o să câștigi 1000 de euro pe zi din asta. Ba, nu cred că nici pe lună n-ajungi în nici multe cazuri să câștigi. Nici pe lună nu ajungi, bani. Decât dacă ești o trupă deja consacrată. Și, da, și alea au niște căderi, că asta vorbeam și cu colegii din trupă. Te uiți la trupe care erau pe val acum 10-15 ani și cântau îngrozitor de mult și succes și acum adună 30 de oameni. Din păcate. Pe lungi. Tu crezi că de câte ori n-am pățit și noi chestia asta să, nu știu, să nu fie sala plină? Da, dar eu am pățit-o de mai multe ori, nu, dar nouă ne și place. Te aștepți? Să cântăm, deci, nu neapărat. Se umplă sala și după aia vezi că vin, nu știu, 20 de oameni și ești cânt la 20 de oameni. Păi mai bine închem toate rudele să mai vin încă 20, adică... Păi nu știu, noi, unul din cele mai frumoase concerte pe care le-am avut a fost, dacă nu mă înșel, în Mojo și au fost 30-40 de ani, dar a fost o atmosferă atât de bună încât am cântat vreo 3 ore și un sfert fără pauză. Bă. Oricum ne și ia valul când cântăm și intrăm în ale noastre. Da, pe și noi. Deci am cântat la Transalpina și m-am agitat atât de tare încât mă întreabă hrubarul, tu ce iei? Și zic, whisky și baton proteic. Această formulă. Această formulă și ești titirez. Și a fost un concert foarte mișto, mie mi-a plăcut foarte mult. A fost chiar și a fost printre ultimele concerte pe care le-am avut. Eu îmi doresc să mă întorc pe scenă, doar că momentan sănătatea nu îmi permite, nu pot să cânt, nu am voie. Și e mai bine să nu forțezi. Nu, adică mi-a spus că am voie să vorbesc, dar să nu cânt, adică that's it. Vocea încă se reface, încă mai răgușesc dimineața, încă... Da, mai bine mai ai răbdare, că nu e ceva care vrei să te joci. Trebuie să am răbdare și după aia o să vedem ce să se întâmple mai departe cu muzica, cu trupa, cu habar n-am. În momentul ăsta nu e sigur. Pentru că dacă mă operez, o să trebuiască să mai așteptăm și... Și convalescența care durează. Da, habar n-am dacă o să trebuiască să se întâmple chestiile astea. Vorbesc așa că mă gândesc și la cei mai rău, dar într-un caz bun s-ar putea să mă întorc chiar pe scenă. Deci nu știu încă. Bă, baftă. Mulțumesc și ție. Da, eu din păcate eu nu-mi forțez non-vocea. Eu destul de comod cu chestia asta. Mai mult pun accent pe, nu știu, pe mesaj sau pe versuri. Și mă ajută foarte mult și ce-i drept, cred că 90 ceva la 100 din treabă o fac băieții din trupă care sunt mega instrumenti și faptul că sunt atât de versatili ajută enorm la mesaj. Dacă ați fat,
nu este ok să bei? A, nu, nu, nu. Sau să cumva fumezi? E o politică de trupă să nu bem înainte pentru de cântări. Și nimic fumatul dulce, fac... și să mănânci picant. Picant am făcut toată prostia la cazacul când m-am dus la un șor picant și mi-am ars vreo lună cu corzi deci de vocale. Da, nu e ok. Poți să mănânci picant, dar nu mânca înainte să cânti la concert. Da. Nu mânca oricum cu două ore înainte să cânti. Oricum emoțiile mă țin doar pe apă și pe... Perfect. Adică, cum să zic, pentru că alcoolul îți diminuează simțurile, auzi prost și cânti prost, pentru da, că auzi prost, știi? Și pe lângă asta, îngroașă corzile vocale, le încarcă, nu le îngroașă și se afectează vocea. Când, nu știu ce faci, cânti pe gât, cânti din mai diafragmă, mai falsezi, da, măcar ești agitat acolo, știi? Să zic din experiență, pentru că și eu da, știu, obișnuiam să bem shoturi sau, mă rog, știi că vin organizatori, ia băieți, v-am adus nu știu ce și tu ce zici, nu? Eu am ritualul ăsta înainte de fiecare concert, mă uit la două clipuri, mai mult pentru anunțări, mă uit la Manu Chao, Bayonera, dacă știi, fix primul sfert de oră cum începe concertul. Așa. Și la Florin Salam. Ce vibe! Și încerc să iau pentru că mi se pare că amândoi au fix ce trebuie pentru un concert și după aia sunt unde trebuie. Băi, except încă nu iau ce ia Salam și nu iau nici ce ia Manu Chao. Am înțeles. Eu mă uitam la, mă rog, mă uitam la soliste de rock, cum fac ele la concert și cum se agită și așa. Și la început mi-a fost și super dificil că eu n-am cântat rock pe scenă neapărat. Eu cântam rock, dar la karaoke sau whatever, știi? Și când te uiți la soliste de rock, frate, se agită de rup în două și cânt de rup în două. Eu la început nu puteam să mă agit și să și cânt bine. Și a fost o perioadă de acomodare. Trebuia să mă agi la repetiții ca la concert. Și era cardio, frate, muream după repetiții. Eram terminată. Deci eram, mă duceam acasă și mă duceam să dorm. Și a fost foarte greu. Dar să știi că te ajută să faci sport. Da, știu, știu. Păi alergatul creează rezistență, știi? Și după aia nu mai transpiri așa ca un animal pe scenă. Dar oricum transpiri. Pentru că, na, e o grămadă de porcării care se pot întâmpla. Bine, sunt și luminile pe tine și noi mai stăm și la costum. Wow! Și, na, chiar transpirăm. Not ok. Adică da, ok ca imagine, dar mori acolo. Da, după 10 piese îți dai seama că arătăm ca niște cioclii transpirați. Deja ți-ai desfăcut cravata. În unele cazuri, că altfel nu vrei să arăți foarte deșanțat așa. Adică trebuie să-ți păstrezi aparența de lăutar până spre final. Da, mă, oricum, dacă vrei pe 28 martie o să cântăm în București. Te așteptăm la... Mă bag. La concert. Decid să ies mai mult din casă, este unul dintre planurile mele. Eu sunt foarte, mă izolez complet, deci eu sunt complet izolat. De-aia am luat și chestia asta cu mansarda, ca să mă forțez să ies din casă, că ei se mai duc pe la evenimente. Nu vrei să vii și tu aici, vrei să vii tu aici? Ok, eu să vin. Băi, vă fac și eu o vizită la mansardă. Băi, poți să vii și aduc acum. Apa. Gen, poți să vii și acum după podcast. Băi, acum trebuie să mă duc să cumpăr camera, pentru că cu ce filmez acum e împrumutată de la Iulian. Mi-a recomandat el camera asta, care cred că filmează bine și este și la un preț super, super mic. Și mi-a comandat-o și mă duc să o iau și după aia am repetiții de seară. Ah, ok, bine. Imediat după asta. Poți să vii și mâine, noi suntem tot timpul la birou, cred că suntem și în weekend, nu știu sigur. Păi, într-o zi mă trezesc când fac treaba și după aia vin. Avem și o cafea foarte blană acolo. Așa zic toți, las că știu și... Deci asta e exact replică de aia de, știi, când vii la interviu. Este exact replică de, te așteptăm la interviu, avem o cafea extraordinară. Avem dozatorul ăla, espressorul ăla în care cred că au schimbat toți, este minunată cafeaua noastră. Da, filtrul ăla nu e schimbat de un an, dar sincer, cafeaua noastră... Apă de la robinet e fix ce trebuie. Bine mă, pe așa fac. Mă, îți mulțumesc din nou pentru vizită. O să las la descriere link-uri către carte, către blog, către trupă, ca să știe lumea când îți revii, unde și ce să asculte. Și ne vedem data viitoare. Așa facem. Mulțumesc frumos de vizită. Eu mulțumesc. Atât.